Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lumințe Iordache, bun găsit la știri. Alături de noi se află antrenorul secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș, domnul Daniel Bănățeanu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație. S-a încheiat campionatul european de tineret, vă întoarceți cu vești bune? Da, s-a încheiat prima etapă de verificare, așa zisă, deschiderea anului de după pandemie, cu rezultate extraordinare, locul întâi pe națiuni la această disciplină. Un fapt îmbucurător pentru că urmează competiții de mai mare anvergură, iar sportivii noștri au venit cu toată salba de medalii, aur, argint și bronz. Despre sportivii de la CSM Călărași, ce ne puteți spune? Au fost, așa cum ne-a obișnuit, fantastici, au obținut rezultate, pot să spun, extraordinare, și încep cu Ailinca Adriana, care a reușit să, deși a avut o colegă nouă, să câștige aurul european într-o probă, cum vă spuneam, foarte dificilă, 2 fără, argint în proba de 8 plus 1 cu Cașu Mădălina și Timoth Iuliana, și nu în ultimul rând, cum vă spuneam anterior, în proba de 4 vâzle, o probă la fel de grea și spectaculoasă, bronz cu drugă Cristina. Sunt 3 medalii foarte, foarte strălucitoare pentru mine, pentru că efectiv au fost câștigate conform, să zic, vârstei. Adriana este cea mai mare, a câștigat aurul, mezinele, argint și bronz. Dar este un start promițător. Este foarte bun, un promițător, este un start foarte bun. Copiii au rămas, din păcate n-am reușit să ajung la aeroport datorită condițiilor mai Restricțiilor. restricțiilor, pentru că vor să fie în siguranță, în maximă siguranță, pentru a se pregăti și a participa la imediatul campionat european de seniori, care va avea loc în luna octombrie în Polonia, și tocmai pentru a nu periclita participarea, ni s-a recomandat să stăm un pic la distanță. Sportivii vor rămâne la București până la finele anului pentru pregătire. Da, au intrat într-o nouă etapă de pregătire și sperăm să prindă din nou bărcile câștigătoare. Acest campionat a fost o calificare pentru Olimpiadă? Încă nu, a fost doar deschiderea, să spun, anului competițional. Spun eu an, deși suntem spre final, dar pentru că a fost această pandemie, nu s-au ținut campionatele mondiale care aveau ca scop calificarea la Olimpiadă. Aceste campionate vor fi la anul, dar ocupând locul întâi pe națiuni, ne face să sperăm la foarte bine. Și pentru Olimpiadă? Pentru Olimpiadă ne pregătim, vă dați seama, intens, cu speranță în Dumnezeu să nu se întâmple altceva și cu garanția că avem marfă bună, avem produse bune, am câștigat cel mai de preț metal pus pe placa de recompensă din Europa. Ne-am propulsat pe locul întâi în Europa și mergem cu fruntea sus către bătăliile următoare. În urmă cu câteva luni, pe la începutul anului, am avut un interviu și îmi spuneați că vă doriți ca la Olimpiadă să participați pentru prima dată cu un reprezentant la Paralimpici. Veți duce la îndeplinire acest vis? Este un vis care a apărut în urma unui, cum vă spuneam într-un reportaj anterior, în urma unui proiect pe care l-am derulat eu cu asociația mea. Am descoperit un tânăr cu dizabilități, picioarele amputate, foarte ambițios, foarte tenace. Să zic că am acceptat provocarea și cu acceptul domnului director, am reușit să-l pregătim
în aceleași condiții ca și pe cei, pe sportivii de înaltă performanță din sportul normal. Și nu mică ne-a fost mirarea că am reușit să participăm la primul campionat național de ergometru în sală, unde acest băiat, spre surprinderea noastră, am aflat de la forurile conducătoare ale federației, că a obținut același timp al campionului mondial de paralimpici. Vă dați seama că la prima competiție, chiar doamna Elisabeta Lipă a fost uimită de ce am reușit să facem într-un timp relativ scurt, și a fost recompensat cu medalie de aur și tricou de campion, deși a fost singurul participant la verificarea timpului realizat. V-am spus, toată lumea a fost uimită și a mers la această recompensă nu umanitară, nu pur și simplu de a face un gest frumos, ci o recompensă din suflet, cu speranțe pentru această olimpiadă pentru paralimpici. Din păcate a venit această pandemie, am întrerupt un pic antrenamentele, neavând condiții să-i ofer, și iată că pas la pas descoperim tot ce înseamnă condiții pentru sportul cu dizabilități. E cu totul și cu totul altceva, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să reușim să facem treaba aceasta. Implică foarte, foarte multe lucruri pe care noi deocamdată nu le avem, nu le stăpânim, dar v-am spus, cu ajutorul lui Dumnezeu poate reușim să participăm. Este foarte greu pentru că este foarte în scurt, dar cu siguranță, dacă nu se întâmplă nimic cu sănătatea acestui băiat, este vorba de Mugea Costi. Dacă nu se întâmplă nimic cu sănătatea lui, eu zic că la următoarea olimpiadă cu siguranță vom participa. La un asemenea rezultat la prima competiție este de așteptat acest lucru. Da, v-am spus, a fost și pentru mine un lighean cu apă rece, dacă vreți să spunem așa, pentru că totul a început de la un gând nebunesc de-al meu, zic, hai să, de ce nu? Și totul să vină atât de repede nu face decât să ne ducă cu gândul că se poate. Și ce m-a bucurat foarte, foarte mult este că am reușit să dăm viață, dacă pot spune așa, unui om care se considera redus la tăcere. Deși a obținut un rezultat remarcabil din discuțiile noastre, știu că el a fost nemulțumit de acest rezultat, pentru că obținuse un rezultat mult mai bun acasă. Da, am făcut echipă foarte bună cu el și a fost, prima participare la acest campionat a fost foarte dificilă, pentru că toată lumea este reticentă la nou. Absolut toată lumea este reticentă la noi, nou. Iar noi am fost concentrați pe ceea ce spun ceilalți, pe ceea ce interpretează ceilalți, cum suntem priviți. Emoția a fost teribilă din partea lui, pentru că neavând această categorie de sportivi în țară, nu există așa ceva, a trebuit să trag alături de campionii mondiali, oameni de 2 metri, talie foarte mare, foarte puternici. În aceleași condiții, vă dați seama că rămâi impresionat. Băiatul n-a fost niciodată într-o sală de asemenea anvergură, niciodată nu a participat nici măcar ca spectator. Da, păi să fie pe primul plan, să fie actorul principal. S-a pierdut un pic și pentru noi oricum a fost cea mai mare reușită, pentru că și-a depășit condiția și a arătat că se poate și la noi.
cu toată emoția, a reușit o performanță foarte... remarcabilă, da, am aflat ulterior, a venit antrenorul federal și ne-a comunicat, băi, ăsta e timpul campionului mondial. Am rămas șocați, noi n-am... Este foarte diferită această competiție și este greu de accesat, e ceva nou și pentru noi și fiecare dizabilitate are un cod, exact cum s-a procedat acum la evaluările naționale, nu mai era persoana, ci era un cod. Și atunci trebuie să știi codul dat pe certificatul de dizabilitate, că ceva mai complicat. Dar dumneavoastră sunteți obișnuiți cu campionii mondiali? Suntem obișnuiți cu neajunsurile și eu zic că e o nouă provocare pe care sper să o ducem la bun sfârșit și să bucurăm și această categorie de oameni, care sunt niște oameni minunați. Cu neajunsuri, cu greutăți, an de an veniți cu campion național, campioni europeni, campion mondial. Așa ne-ați obișnuit. Sper să nu vă pierdeți această obișnuință. O să încercăm să încheiem, dar vreau să vă întreb înainte. O parte din sportivi se antrenează la București, însă antrenamentele le derulați și la Călăraș cu cei care au rămas acasă sau cum se desfășoară activitatea? Da, este un pic neînțeleasă treaba aceasta și mereu am avut, să zic, divergențe, că sunt la lotul național, că nu se pregătesc aici, că trebuie să înțeleagă toată lumea. Să clarificăm atunci. Da. Niciun copil nu pleacă la București slab pregătit sau nimeni nu pleacă să se pregătească la București. Ci se pregătesc toți la Călăraș, au un concurs de selecție și în urma selecției efectuate participă, adică câștigă un loc în lotul național. Este vorba de o pregătire amplă acasă, susținută de către clubul CSM Călăraș, cu toate pârghiile aferente, cu atât cât putem să le oferim noi. Noi concurăm cu toată țara, nu sunt elevii lui Bănățeanu, ci sunt elevii Călărașului, formați aici, și nu merg mai departe să se formeze acolo, ci să concureze pentru Călăraș. Și nu pentru România, pentru dacă fac parte România, din lotul național. Da, pentru România. Ei la campionatele naționale ne reprezintă pe noi. Dar neavând aici condiții, neavând mijloacele necesare, nu poți să mergi la cea mai înaltă competiție în astfel de condiții. Pentru că dacă am mai merge și cu condițiile astea, acolo, la bătălia cea mare, și să mai câștigăm, nu suntem singuri pe lumea aceasta. Există o structură, există un sistem. Copiii nu merg de capul lor la București, iar cei care îi preiau de la București, preiau niște campioni. Deci nu preiau începători. Tocmai acest lucru nu este, sau este interpretat greșit. Păi ce mă, nu mai e de la Călăraș? Bineînțeles că e de la Călăraș și aici va rămâne. Deci, apropo de această întrebare, la această competiție au fost, dacă nu mă înșel, 12 fete de la Steaua București, 8 fete de la Dinamo București, 2 fete de la CSM București. Acest CSM s-a înființat foarte recent și a preluat niște sportivi, nu a format niște sportivi. Și singurul club CSM din România a fost CSM Călăraș, care a avut 4 fete reprezentante, câștigătoare a 3 medalii. De ce spun 3 că au fost 4? Pentru că 2 au fost în același echipaj. Repet, aur, argint și bronz adus de 4 fete de la CSM Călăraș, singurul CSM din România, în afară de București, cu care nu ne comparăm, cu totul și cu totul alte condiții, cu totul și cu totul alte sprijin. Alte posibilități. Urmează acum, chiar peste 2 săptămâni, vor pleca juniorii la campionatul european. Avem 2 reprezentante și acolo. E vorba de Guzran Maria, va concura în proba de dublu vâzle și mai tânăra
membra a clubului nostru, e vorba de Matrana Ana Maria, o fată care promite, este luată, deși este cea mai mică din lot, a primit șansa să concureze în proba de simplu, unde sperăm să facă o faptă foarte bună, fiind cea mai grea probă. Urmează apoi campionatul național de seniori de la Iași, de juniori de la Iași, mă scuzați, imediat urmat de campionatul european de seniori, care, cum vă spuneam, se va desfășura în Polonia. Campionatul european de juniori se va desfășura la Belgrad. Deci avem activitate foarte intensă și totul este plecat de la Călărași. Deci noi nu stăm și ne uităm la televizor. Oamenii noi sunt formați aici. Bineînțeles. Și obțin rezultate pentru România și pentru Călărași. Exact. Un minut, vreau să ne întoarcem un pic la Costi. Spuneți că a fost prima competiție, un rezultat remarcabil. Vreau să vă întreb, cât mai avem până la Olimpiadă? Cât timp? Un an. Un an. Costi, în momentul de față, știu că are ambele picioare amputate. Are proteze performante? Aici o mare, mare problemă. Tot ce ține de proteză, la nivelul la care poate el să se descurce, și aici poate o să facem un alt reportaj când ne ajunge timpul. O să facem cu siguranță. Fiecare aparatură are un specific și o utilizare, recomandare pentru o anumită utilizare. Făcând sport și de înaltă performanță, uzura aceasta apare foarte, foarte repede. Este un mecanism pe care nu îl poți face la strung, e un mecanism pe care trebuie să-l cumperi. Materialele sunt, am încercat să facem tot felul de improvizații. E foarte dificil, este foarte dificil, dar nu ne plângem, mergem în continuare. Dar chiar nu săracul. E imposibil. Nu e imposibil. V-am zis, am reușit acum, pentru că am putut să aduc copiii în pregătire, am putut să-i dau lui un ergometru să se pregătească acasă. Încă nu sunt condițiile cele mai bune pentru a veni și acasă. Nu vreau să le expun, pentru că e un pic mai... O să încercăm să vă susținem atât cât putem și dacă reușim, dacă vom fi și noi susținuți la rândul nostru, poate reușim. Da, ar fi minunat să... Să-i luăm proteze. Asta nu înseamnă că neglijăm pe ceilalți. Nu, el a obținut o performanță și uluitoare, cu actualele, da. Cu actualele, da, 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 da. Ar fi minunat să aducem aurul și pe această categorie de... La paralimpici. Da, ar fi minunat, ar fi fantastic. Domnule Bănățeanu, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.